Bine v-am regăsit la o nouă ediție Magia Zilei. Astăzi vorbim despre comportamentul în dragoste a unei zodii mai curioase un pic, Capricornul. Capricornul creează probleme. Dragostea și sexul sunt pentru ei lucruri serioase care trebuie tratate serios. Nici nu se pune problema să vă pierdeți timpul cu cine știe cine nou venit, cine știe de unde venit și cine știe de unde. Dacă vă atrage cât de cât atenția o persoană, ați putea chiar să, eu spuneți, sau să-l supuneți de multe ori unui tir complicat de întrebări ca să completați chestionarul mental. Și chiar dacă inima vă bate din când în când mai repede și aveți fluturi în stomac, primul dumneavoastră gând e la un medic care să vadă dacă nu cumva aveți ceva probleme cardiace. Nici de cum probleme din dragoste. Din fericire, anturajul vă va spune întotdeauna când sunteți îndrăgostiți, dar și când, în sfârșit, veți recunoaște că e așa, nici atunci nu vă ambalați. Esențial pentru dumneavoastră este să vă asigurați că e vorba de o iubire pe termen lung, nu una efemeră. Veți fi fideli, dar nu atât din lipsă de senzualitate, cât în numele moralei la care țineți foarte mult. Cel puțin până când nu vă veți implica, așa cum mai faceți uneori, într-o idilă, pe cât de nebunească, pe atât de pasageră. Mai sunt și rătăciri la Capricorn câteodată. Cu dumneavoastră este vorba de o relație pe termen lung sau de o pasiune efemeră. Așa cum mai glumeam eu și spuneam, tusea și junghiu. Cu toate astea, Capricornul greu se dă bătut și invitat la, eu știu, o partidă de sex în lipsă de altă preocupare. Cam atât despre seriosul Capricorn. Vă spun la revedere și ne reîntâlnim mâine la o nouă ediție Magia Zilei.